Vă voi prezenta modul de utilizare al aparatului de făcut clătite oferit de Idealinox. Pentru pregătirea aparatului în vederea utilizării, asigurați-vă că regulatorul de temperatură se află în poziția 0. Introduceți ștecherul într-o priză cu contact de protecție instalată corespunzător și nedeteriorată. În momentul introducerii ștecherului în priză, LED-ul luminează verde și indică faptul aparatul este alimentat cu energie electrică. În momentul de față, echipamentul nostru este deja introdus în priză. Pentru setarea temperaturii, rotiți regulatorul de temperatură în sensul acelor de ceasornic până când setați temperatura dorită. LED-ul aferent regulatorului de temperatură luminează roșu și indică faptul că aparatul se încălzește. În momentul în care echipamentul atinge temperatura selectată, lampa de culoare roșie se va opri și se va prinde lampa de culoare verde. Eu am ceva timp de când îl țin în priză. În cazul în care doriți să reduceți temperatura, regulatorul de temperatură se va roti în sens invers a celor de ceasornic. Pentru oprirea aparatului, aduceți regulatorul de temperatură în poziția 0.